între un regizor de film și spectacolul de teatru, pentru că își dorește, de fapt, întâlnirea între tehnicile de teatru și tehnicile din zona de film. Dumneavoastră v-ați propus sau v-ați venit așa pur și simplu să folosiți regizarea filmului sau cum ați construit spectacolul? Pentru că, într-adevăr, este, are și o parte ce te duce spre film. Da, acum nu-mi dau seama, deși poate în accepțiunea multora teatru și film sunt foarte apropiate, sau regizorul de teatru și cel de film ar trebui să facă cam aceleași lucruri, lucrurile sunt din punctul de vedere destul de diferite. Sunt care la film regizorul se concentrează pe a obține într-una din duble ceea ce consideră că ar trebui să intre în film, se concentrează pe rezultat, pe cadrul pe care îl filmează în momentul respectiv. Ori la teatru lucrurile sunt cu totul altfel. Regizorul poate să ducă singur de la cap la coadă piesa în care joacă. Deci e cu totul altă abordare. E practic un soi de antrenament împreună cu actorul, de a-l face pe el să descopere cum să facă. Adică nu e muncă concentrată pe obținerea unui rezultat imediat, ci mai mult un soi de să pescuiești, nu să dai un pește. Adică cumva cam aici e diferența, cred. Și ați folosit foarte mult în spectacol fotografia, mă rog, făcut atunci live. Nu mi-am dat seama de la început, mă gândeam că poate atunci de la început făcute și doar le proiectați, apoi am văzut că chiar se întâmplă atunci aceste imortalizări ale momentelor care trec în teatru și nu se mai întorc. Dar rămâneau acolo pe ecran. Da, cumva structura dramaturgică a textului m-a condus cumva la această soluție de a avea un soi de memorie a momentelor importante din scenă. Pentru că textul este o alternanță de scene, de confruntare cu monologe în care personajele își dezvăluie cumva gândurile și trăirile intime, interioare, amintirile sau chiar, să zic, ce își imaginează că se va întâmpla. Deci cumva era o alternanță care mi s-a părut că ar trebui să care cerea un soi de memorie fotografică și alive, care pe măsură ce se petrece spectacolul se dezvoltă și ea vizual. Iar fotografiile nu sunt proiectate câte una, ci ca și foarte mai multe planuri, mai mult timp așa suprapuși. Fundalul fotografiei 2 este fotografia 1 și fundalul fotografiei 3 este fotografia 2. Mă tot întrebam, dar cum a putut să potrivească, pentru că nu se suprapun personajele, ci se intercalează cumva personajele din diversele, din două fotografii. Am făcut un soi de mică mizanțenă cu actorii și cu cel care face fotografii în spectacol, este unul dintre paznici, cum ar veni. Și am făcut un mic antrenament, cum îl numesc eu. Sper că nu am spus prea multe despre spectacol, dar este în continuare la fel de surprinzător, zic eu, pentru cei care vin să-l vadă. Mi se pare chiar și foarte emoționant, deși este despre multinaționale și despre toată sufletului. Cumva. Am făcut și intenția să întâmplă asta. Se pierde oare cu adevărat umanitatea? Acum vorbim despre ce se înțelege prin evoluție sau prin bine sau prin progres. E greu de spus, adică progresul în capul oamenilor e ceva care are de face cu
cum să zic, o dobândire a unor lucruri care... E de bine, adică, dacă spunem progres, nu? Da, e de bine, dar parcă nu e progresul individual, nu are legătură cu cel al unui grup de oameni sau unei... adică, întotdeauna pare că progresul ăsta pe care îl invocăm cu toții înseamnă și pentru oameni individual că e ceva mai bine, adică așa că tocmai eu zic că am înțeles o evoluție și pe plan uman, spiritual. Da, adică de multe ori spirituală, da, e călcat în picioare de progresul material. Progresul altul care tehnic. Ni se pare mai important sau mai... Ce vă aduce teatrul în comparație cu filmul, în afară de faptul că ați avea mult mai multe proiecte în aceeași perioadă de timp în care așteptați finanțări la proiecte de film? În primul rând, deci să spunem că este deja, am numărat, al cincilea spectacol de teatru pe care îl montați în ultimii 5 ani, cum așa. Da. Ce să spun, cel mai mult îmi place să lucrez cu actorii. Practic, spectacolele de teatru sunt 99% asta, încă mi se pare că actorul e cel mai important lucru în realizarea unui spectacol. Apoi, cumva, nu e un timp așa disproporționat între cât durează să faci un spectacol și apoi cât se joacă acel spectacol. La film mi se pare că e disproporționat sau e deocamdată, nu știu, poate peste 100 de ani o să fie altfel. Îți petreci 5-6 ani făcând un film și apoi el într-un an maxim dispare de pe, să zic, ecrane sau de la festivaluri sau... Cam asta e viața unui film, mai mult de un an, nu cred că rezistă. Pe când la teatru lucrezi 3-4 luni cu niște actori sau chiar o lună, jumate, două. Și spectacolul se joacă 5, 6, 10 ani, nu știu. Sunt spectacole care se joacă, nu știu, de 20 de ani. Și mi se pare că e alt raport între... cumva între cât durează să-l faci și cât se întâmplă și faptul că până la urmă spectacolul evoluează într-un fel de la premieră la 100-lea spectacol, lucrurile se schimbă și am avut să zic șansa să cu acest spectacol, primul spectacol pe care l-am făcut, 6 din 49, fiind un spectacol făcut în regim de teatru independent, am făcut și sunetul și lumina și practic la fiecare spectacol sunt acolo. Și la Teatrul de Artă. La Teatrul de Artă București, da. E un spectacol cu Dana Voicu și Liviu Cheloiu, care se joacă din 2013. Mă rog că există spectacole în București. A fost prezentat și în Festivalul Național de Teatru, dar e mare lucru pentru un spectacol din zona independentă. Deci ați lucrați și în zona independentă, unde aveți deja 3 spectacole, și în zona teatrului de stat. Și mai aveți încă o latură pe care o dezvăluim. Cum se împacă filmul, teatrul, deci zonele acestea artistice și cumva... mă rog, cu mari probleme financiare până la urmă ambele, și zona de publicitate, unde activați iarăși de multă vreme, și apropo de traiul în multinaționale, chiar dacă, nu știu dacă neapărat asta înseamnă publicitate, dar cu siguranță vă loviți mult mai mult de structura sistemică dintr-o multinațională. Am lucrat, cred că am fost printre primii creativi din publicitatea românească, prin 92 aterizat în prima agenție care s-a făcut în România, Graffiti. Și ce-ți mai căuta în film și în teatru după? Și am avut, să zic așa, un soi de paranteză de vreo 10 ani în care am lucrat în publicitate ca
ani de creație. Am scris texte, am scris scenarii, am regizat spoturi și e o zonă de, să zic, de care pentru unii pare așa foarte plictisitoare și clișeistică, dar publicitatea are și, să zic, vârful ei de lance. Se fac lucruri experimentale, se fac lucruri foarte moderne ca mijloace de expresie și ca montaj și ca imagine și ca efecte. Adică e o zonă în care am avut posibilități financiare să fac lucruri pe care la un film sau în altă parte cu greu le poți încerca și le poți experimenta până la urmă. Adică eu o văd ca pe o zonă foarte creativă. Datele problemei sunt cu totul altele. Ai de comunicat ceva foarte bine în plan român. Și am rămas în valoarea de 3 în studioul 21 al Radio România Internațional, adică am rămas alături de noi și regizorul Alexandru Maftei și vorbim cu dirijorul Cristian Lupeș, care cochetează din ce în ce mai des cu teatrul și care ne invită la un eveniment special dedicat lui Enescu pe 24 martie. Este vorba despre interpretarea actorului 8-7, compus pe George Enescu, dar te las pe tine, Cristian, să spui mai multe, pentru că tu ești specialistul și nu vreau să fac o greșeală. Da, n-aș vrea să spun neapărat specialist. Mulțumesc pentru invitație. De ce, deci cu ce ocazie acest eveniment și de ce tocmai actorul? Ocazia este mai degrabă, nu știu, ea spune într-un anumit sens subiectivă. Eu sunt foarte atras de lumină, soare, primăvară și am hotărât de câțiva ani încoace să organizez în fiecare primăvară un concert, să-l organizez eu. Și încerc să-l fac în locuri mai atipice. Au fost câteva, mi-aduc aminte că cel de anul trecut a fost într-o galerie de artă la Galateca. Cel de anul ăsta, de sâmbăta viitoare, de pe 24, va fi găzduit foarte prietenește de Artmark, Cacearul Setii numărul 5. Și evident că încercăm să, sau încerc să aduc lucrări care să se potrivească cu sentimentul pe care am primăvara. Iar această piesă, actorului Enescu, e o piesă foarte, foarte iubită, o piesă incredibil de frumoasă, dar extrem de grea. Chiar împreună cu colegii muzicieni cu care realizam lucrarea, ne amuzam la un moment dat, pentru că atunci când ne-am apucat de studiu individual, ne aveam senzația că a doua zi începem textul din nou, ca și cum l-am vedea prima dată. Și este o lucrare care mai degrabă îi sperie pe muzicieni, pentru că decât ascultători. Pentru că, din punct de vedere muzical, lucrarea este superbă. Este o lucrare a unui tânăr, dacă spunem că este o lucrare a unui tânăr de 19 ani, care trecuse pe la Viena, ajunsese la Paris, cred că se reîntorsese un pic la Viena atunci când a scris, o scria în pauzele, în zilele libere, dintre concertele pe care le susținea singur sau în muzică de cameră. Lucrarea venea după ce avusese un mare succes la Paris cu un poema română, o lucrare foarte, foarte apreciată de compozitorii parizieni, de profesorii de la Universitatea, de la Conservatorul de Muzică de acolo, de Fore, de ceilalți. Și la 9, și aia cred că fusese compusă la 16 ani. Și la 19 ani Enescu ajunge la o lucrare cu totul diferită de poemă, în care, dacă vrem să mai căutăm simbolistici tradițional folclorice, le găsim într-un nivel foarte soporan, foarte rădăcinos și mai degrabă comun mai multor tipuri de folclor, nu doar românesc. Iar din punct de vedere al construcției, al structurilor interioare, lucrarea este într-adevăr
mai degrabă nemțească decât franțuzească. La 19 ani încă mai era atașat de zona vieneză. Și foarte atașat unei limbaj paralel. Noi spunem contrapunctic sau polifonic. Dar în ce sens? În sensul în care totuși melodica lui Enescu folosește, să zicem, background-uri sau fundaluri care îmi aduc un pic aminte de mirosul, nu știu, câmpiilor moldovene sau dealurilor moldovenești, într-un anumit sens. Așadar, o tehnică foarte occidentală, foarte nemțească, i-am putea zice, pusă în slujba unui parfum românesc, dar foarte suav, foarte, foarte discret. Și apoi, lucrarea în sine este incredibilă, pentru că din cele patru părți pe care le are, să zicem, putem să o asimilăm unei simfonii și cam durează câte o simfonie, de vreo 35-40 de minute. Deci poate fi considerată simfonie? Este o simfonie scrisă pentru 8 instrumente. Enescu scrie o lucrare, de fapt, pentru 8 soliști și am noroc să colaborez cu niște muzicieni excepționali. Poate o să am timp să-i și numesc. Și chiar e un noroc, pentru că e scrisă pentru, de fapt și de drept, pentru un ansamblu de 8 soliști, de 8 muzicieni foarte versați. Pentru că de la cap la coadă, stima fiecăruia în parte, rolul fiecăruia este extrem de important. Nu cântă nimeni în cor. Toți sunt primi balerini acolo. Și toată această interconectare între ei se face într-o manieră total atipică, mai degrabă proprie muzicii de cameră, dar ca dezvoltare a ideaticii muzicale, Enescu se așează totuși în balansoarul unei simfonii. Și vă dați seama, această baleere conceptuală, muzicală la el, la vârsta aceea, este foarte interesantă. Apoi, cei 8 muzicieni, putem să-i numim, ca să profit de prezența dumneavoastră aici, putem să-i numim cei 8 actori aflați pe scenă. Despre asta vreau să te întreb, că e mai numit actor și da. Ai spus că seamănă, că poate fi văzută ca o piesă de teatru. Da, lucrarea poate fi văzută ca o piesă de teatru în care joacă 8 actori, sunt 4 instrumentiști, cântă la vioară, 2 la violă și 2 la violoncel. Fiecare, jucându-și rolul, sau mai mulți, în același timp, jucându-și un rol, cei 8 actori trebuie să joace 12 personaje.